Hai că acum nu o să mai vorbesc de asta, nu mai o bag în seamă. Asta. Hai să bag și eu încă un discurs electoral. Am pierdut alegerile în turul 3, ne imaginăm. Am candidat, știi? Independentul cel mai independent, fără partid. Ba da, mi-am făcut partid. Eram membru fondator. Și rămâse doar un membru fondator. M-am plimbat eu cu niște hârtii până oraș, m-am băgat într-un coteț pe acolo, ăia, odâr, dar fac eu odâr la coteț. Nimic. Și eu mă duceam la un cor de la ce, băi, o puneți de o nuntă? Băi, e menajatora, ce aici? Băi, se speriau, bă, ce ești candidat? Și am candidat și eu acolo, n-aveam buletin, nici buletin de vot. Și m-am dus într-o secție de votare aici la școala mea, ca îmi fac ăștia până în școli, până în liceu, secție de votare. Mă duc, băi, votați-mă și pe mine! Ăia, băi, nu te votăm! Pe ce să te votăm? Unde ești tu? Pe ce pătrățel ăsta? Că ăștia sunt pe pătrățel. Păi, băi, sunt pe o pătrățel, ia să mă ușor. Dați-mi și mie un buletin de vot. Pe cine sunteți dumneavoastră? Candidat? Asta s-a întâmplat în turul întâi. Visam eu când eram bea. Și ăia face, bine, ia eu ce-o dă să un buletin de la moi. Băi, nu sunt pe niciun de asta. Scot pixul rapid. Era să mă iau de pulă să scot pixul, dar am luat eu un pix până la urmă. Am găsit pe aici, mă tăream de abușii când văd în fața mea un pix. Îl iau, duc, mă duc la aia, op, op. Asta, așa ca o chestie. Și bag o căsuță acolo, dau eu de-aia așa, se mă semnez, bă, ăsta sunt eu. Cum te cheamă? Scriu acolo Dan Răducu, hai, cine mă votează pe buletin de vot? Ăia nu te votăm, ce? Nu, e ilegal. Fac eu, ilegal? Ilegal number one. Ăia, chemă-i jandarmii, vin și de tăia. Fac eu, repede iau o ștampilă de-aia, o bag în tușul ăla și eu mă votez. M-am votat! Sunt adevărat. După aia vin și mă plâng pe YouTube. Bă, nu știu, era rău. Când mă uit, sunt votat. Fac eu, bă, cu un singur vot, nu știu dacă pot. Să ajung în turul 2. Păi normal, eu eram candidat, membru fondator, dar ce partid aveai? Nu știu. Cum? Se numea partidul? Nu știu. Am scris acolo, Dan Răducu, nu știu. La prezidențial. Și nu mai candidai încă? Nu. Deci vreau și să-mi fac o instituție prezidențială. Să stau într-un palat așa. Să sune telefoanele. Să răspund, să dau așa încăpățână. Să vine secretar. Domn președinte, ce doriți? Nu doresc nimic, fata. Mă predau în fața ta. Hai! 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 Hai, nu știu ce! De ce? Păi fac parte din partidul, nu știu. Ce hai? Nu știu, hai! Nu știu! Nici tu nu știi, nici eu nu știu. Mă imaginam și eu, președinte. Hai, bă, cum vor. Nici nu mi l-au omologat. Le arătam eu țâța pe internet, nimic. Nici n-am intrat acolo. Îți dai seama, eu eram 0,00 cât? Plana? Nu știu. 0, minus 0. Și după multe zerouri, 1%. Care reprezenta din masa votanților un singur votant. Băi, nici nu-mi bagă Mulianu acolo, mi-a lăsat foși la vot, nu sunt aranjat. Sunt așa original. Cum dracu să faci aia atâta șir în boie de dalea? Am zis, bă, Nino, mă duc la aia. Bă, băgați-mă și pe mine aici, vă rog. De ce? Le arătam. Băi, s-a mai șters. Da. Atunci șterge-o. A, mă, faceți-mi și mie o poză. Băi, hai că-ți fac. Eu. Poate nu merge. Nu merge. Nu. Atunci îmi iau față de sperietoare.
Nu, nu merge nici așa. Bine, atunci asta o să mă ia. De ce e ce? Asta e față de președinte nou. De ce? Așa trebuie să arate. Că tot vreau să... Sau primiști, sau primiști așa. Eu vreau. Vreau bine, hai că te pozăm o să. A, merge? Păi ia carta, ți-a... Și mă bag ăia cât, băi, hai să calculăm. Dar face, cum să intre în calculator? Nu e pe aici. Se uite, băi, normal. Păi că mă uitam la televizor seara. N-am nimic pentru rog. Cui să-i dau votul meu? Păi ce tot mie nu-i dau, da. N-am cum să văd. Dar după tot așa nu. Eu, Dan Răducu, eram un polit. În ciuda misunderstanding-ului din understanding, numărul meu de votanți nu era o mulțime, era doar unul singur. Îi dau votul meu lui... Păi cum? Păi cine să voteze? Să voteze o femeie sau un bărbat? Contez? Vorba lui Conu Caragiale. Bă, eu cu cine votez? Bă, tot cu mine. Și mă votase ăsta. Aaaa!